Punctualitatea, responsabilitatea, generozitatea, empatia, toleranța, receptivitatea față de frumos, încrederea, respectul și onestitatea sunt 9 dintre valorile morale pe care ar trebui să le urmăm în viață. Ele se învață încă din copilărie prin educarea comportamentelor și atitudinilor. Ce înseamnă pentru voi punctualitatea? Punctualitatea înseamnă să ajungi la o oră de vreme ca să nu ratezi nimica. Punctualitatea pentru mine înseamnă să nu întârziem la petreceri. Pentru mine punctualitatea înseamnă să nu întârzi la întâlniri cu copii, pentru că atunci o să-și piardă încrederea în mine și n-o să mai fie prietenii mei. Anul acesta școlar a început cu punctualitatea. Inițiativa aparține Inspectoratului Școlar Județean Iași, care desfășoară în unitățile de învățământ un nou proiect intitulat Școala pentru Valori Morale. În fiecare lună din acest an școlar se încearcă asimilarea, înțelegerea unei valori care conturează conduita elevilor din învățământul primar și nu numai, și în învățământul gimnazial și liceal. În această lună am avut ca valoare morală punctualitatea, am realizat numeroase activități în școala noastră, astfel încât elevii au înțeles ce înseamnă să fii punctual, ce înseamnă să respecti punctualitatea și în același timp să câștigi respectul celorlalți dacă ești punctual. Cele 9 luni de școală au câte o tematică anume. Astfel, pe parcursul întregii luni se organizează activități școlare și extrașcolare specifice valorii lunii respective. De la clasele pregătitoare până la cei de gimnaziu, cu toții au învățat în octombrie semnificația și importanța practică, mai ales a noțiunii de punctualitate. Important este să fim punctuali, zicem noi că e o calitate atunci când facem lucrurile la timp și o dovadă de respect pe care o arătăm celor din jur. Pentru fiecare dintre noi timpul este într-adevăr o avere de preț, dar dacă de mici încercăm să cultivăm acest obicei, deci de la cele mai fragede vârste, zicem noi că nu-i vom lăsa nici pe ceilalți să aștepte, mereu vom fi cu un pas înaintea celorlalți și astfel vom crea în clasa noastră niște buni profesioniști. Proiectul continuă în luna noiembrie cu altă valoare morală. Este vorba de responsabilitate. Elevii vor participa la concursuri de desene, de postere, vor avea întâlniri cu personalități care le vor explica ce înseamnă să fii o persoană responsabilă. Prin acest proiect se urmărește să se formeze elevilor deprinderi, atitudini și comportamente în acord cu valorile morale ale celor 9 luni de școală.